Copiii ambasadorilor Republicii Moldova vor primi câte 700 de euro pe lună până la vârsta de 23 de ani. Asta prevede un proiect de modificare a legii cu privire la serviciul diplomatic, elaborat de către PAS și votat de către legislativul țării, deja în primă lectură, ceea ce înseamnă că va fi votat și în lectură finală. Bun, nu intrăm în alte detalii. E de salutat că, iată, statul are grijă de copiii țării? Când statul are nevoie de orice copil în țară, trebuie să ne bucurăm. Uh-huh. Da, m-a mirat și pe mine asta, știi cum? Ia că dacă eu azi am trei copii și dacă devin ambasador, dar am trei copii, asta înseamnă că doar pentru faptul că am copii trebuie să primesc 2100 de euro pe lună. Da, până la 23 de ani. Nici măcar până ating majoratul, până la 23. Plus la asta salariile la ambasadori sunt salarii buni. Da, 5-6. În comparație cu cei ce avem astăzi în Republica Moldova, corect? Uh-huh. Numai că dacă avem grijă de unii copii, încă o dată, eu tot ce se face pentru copii, pentru dezvoltarea lor, creșterea lor, sunt de acord cu două mâini. Eu din 2014 spun, haideți azi în general să promovăm oamenii cumva la idee când vine diaspora acasă de sărbători să fac copii, pricom usilenă. Dar pentru asta trebuie să dai 100.000 de lei pentru primul copil, pentru a doilea 200.000, adică să aibă o motivare omul, înțelegi? Dar să nu se teamă că nu se poate cumpăra niște Pampers. Corect. Dar astăzi, când vorbim despre toți copiii, deci eu aștept alte decizii din partea guvernării. Deci astăzi vreau să vă dau niște cifre. Spre exemplu, deci fiecare copil astăzi din țară este asigurat de mic dejun, da? Astăzi costul unui mic dejun, ca să înțelegi, Gheorghe, este 16 lei 50 de bani. Dar acest mic dejun sunt asigurați toți copiii din clasa 1 până în clasa 4. Uh-huh. După clasa 4, deci suma este cam așeși, deci e 18 lei, vorbesc de cifre anul ăsta. De-am și poți mănânci de 18 lei să-i faci copilul, e o întrebare. Dar autoritățile locale asigură fiecare după posibilitățile lui, da? Această hrană pentru copii, dar o prinesc numai 10%, deși e mai nevoiaș, cum spun. 90% nu. Spune-te, rog, dar dacă la noi 50% azi de nevoiaș în țară, dar sunt asigurați cu hrană copiii după clasa 4, doar ăștia 10%, asta e un lucru normal? Nu. Deci pe mine mă interesează un meniu unic pentru toți copiii și nu dintre a tâia până între a patra, cum fac ei transferte directe, da? Toți copiii trebuie să aibă același meniu și aceeași mâncare din clasa întâia până nu absolvesc liceu, ori școală. Înțelegi, Gheorghe? Ia că și pe mine mă interesează. Dar dacă noi mai departe să mergem numai pe grupuri în găste, organizăm numai pentru mine și pentru copiii ambasadorilor, da, munca de ambasador este foarte importantă și viața e mult mai scumpă în țările unde stau ei decât în Republica Moldova. Nu, ребята, это перебор. Adică eu, nu știu, asta știi cum ar fi. Cum ea că eu să ies în stradă, închipă este că eu merg cu fetița mea de mână și eu fetița mea îi cumpăr de 500 de lei niște dulciuri, nu știu, asta, și eu trec cinic, dar pe bordură stau alți trei copii care nu par și pe mine să cumpere o bomboană, înțelegi, de 2 lei. Apea că așa cam se întâmplă la noi astăzi. De asta eu, spre exemplu, voi promova. Eu dar știi cum să-l numesc? Așa că să le dau vitez. A să-l numesc meniu prezidențial pentru copii. Așa că steamă așa să șmecherească dintr-o bucată de carne, dintr-o morcov pentru copii și așa mai departe, înțelegi? Iată, de asta eu, iată și decizia aștept eu.